Bună seara, sunt Vitalie Cojocari la Euronews România. Începe emisiunea Vocile care contează. Iată temele ediției din această seară. Sunt alegeri interne în USR. Asta după rezultatele obținute de partid la europarlamentare. Discutăm despre viitorul USR, dar și viitorul prezidențiabil al formațiunii politice. Invitata mea de la începutul emisiunii va fi Elena Lasconi, primar la Câmpul Ungu-Scel și candidat la funcția de președinte USR. Despre alegerile prezidențiale discutăm în această seară cu reprezentanții PSD și PNL. Încercăm să aflăm care sunt propunerile celor două partide pentru data alegerilor, dar și care sunt argumentele pentru care PSD și PNL nu se pot înțelege când vor avea loc alegerile prezidențiale. În această seară, de asemenea, veți urmări o anchetă cu accente dramatice filmată de colegii mei în Bulgaria, la frontiera cu Turcia, acolo pe unde trec migranții pentru a ajunge în Europa, în Uniunea Europeană. Zeci de migranți au murit sau sunt dați dispăruți în această zonă. Ce spun autoritățile? Care este realitatea din teren? Vedeți în această seară, în ultima parte a emisiunii. Revenim în acest moment la subiectul zilei, alegerile interne din USR. De-a lungul zilei ați urmărit declarațiile candidaților la funcția de președinte USR. Să vedem și noi acum ce au spus Cristian Seidler și Radu Hosu. Revenim apoi în studio cu interviul în direct cu Elena Lasconi, candidat la aceeași funcție. Am spus și în interior și o spun și acum și am mai spus-o de câteva ori în exteriorul partidului, o susțin pe Elena Lasconi pentru funcția de președinte. E nevoie de o despărțire a celor două roluri, candidatul la prezidențiale din partea partidului și președintele partidului, pentru că avem de făcut niște reforme interne într-un timp foarte scurt. În 2-3 săptămâni maxim de acum, mă uitam la data calendaristică, ne apucăm de strângere de semnături pentru alegerile prezidențiale. Elena este între timp și primarul municipiului Câmpul Lung, îi va lua și asta o parte din timp și Elena trebuie să fie în campanie electorală începând de săptămâna viitoare în toate orașele și comunele din România, în timp ce eu fiind la București pot să mă asigur de organizarea internă și restructurarea rapidă a partidului, fiind și unul dintre cei mai vechi membri și cunoscând mult mai bine partidul. Nu a existat niciun fel de acuzații referitor la fraudarea votului, iar Radu Hosu a participat la toate cele trei dezbateri alături de Elena Lasconi, de mine, de Gabriel Filip. Aici cred că e o mare neînțelegere, neacoperită de realitatea obiectivă. Asupra USR-ului pot plana multe lucruri dacă vrem să discutăm despre lucrul ăsta, despre faptul că a căzut în irelevanță partidul în ultimii ani de zile, despre cum s-a îndepărtat de electoratul pe care i-a dat încredere la început, de speranța pe care a oferit-o electoratului la început acum mulți ani, dar în niciun caz nu putem discuta despre fraudarea alegerilor pentru președinția USR acum. În momentul acesta, Elena Lasconi este membrul USR cu cea mai mare notorietate și favorabilitate pentru președinția României. Mâine se poate alege și altceva, dar din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ne folosim de matematică, sociologie, de științe exacte, umaniste, să le folosim în acest proces electoral. I-am auzit pe cei doi candidați la funcția de președinte USR. În continuare vom discuta cu Elena Lasconi, candidat la președinția USR, primar al municipiului Câmpul Lung Muscel. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, o plăcere! Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. I-am auzit pe ceilalți vorbeau despre faptul că aveți prima șansă pentru a ajunge în funcția de președinte al USR. Dumneavoastră credeți la fel? Da, bineînțeles că cred la fel. Dar se poate întâmpla orice, adică nu îmi imaginez acum că gata, competiția asta nu mai are niciun rost, pentru că credeți-mă, în toate zilele astea am fost în campanie electorală internă, deci eu n-am terminat cu campania, să ne înțelegem, după alegerile locale, am avut dezbateri prin Zoom, e adevărat, 2 ore încă 2 ore, tot așa am fost, deci a fost full și ziua de ieri, care a fost o zi liberă pentru toată lumea. Au fost voci care au zis că nu au văzut toți din USR aceste dezbateri și nu au fost bine organizate. Păi ce vină am eu? Eu am răspuns să fac parte din dezbatere. N-am zis că aveți vină. Eu ziceam cum s-a văzut din perspectiva dumneavoastră. Eu am răspuns la toate invitațiile. Am spus
că sunt acolo, am răspuns la toate întrebările care mi s-au adresat, doar că știți ce se întâmplă? De exemplu, anunțau pe un grup intern, pe noul USR, anunțau că se face dezbaterea și să se strângă întrebările. Și erau strânse 30-40 de întrebări și apoi se folosea prin random.org, se trăgeau la sorți așa în mod aleatoriu întrebări la care trebuia să răspundă fiecare dintre candidați. Și alții care intrau și se uitau la dezbatere erau supărați că de ce nu pune întrebarea lui. Păi stai puțin că tocmai s-a comunicat prin noul USR să pui întrebarea acolo, că alea o să fie folosite. Și nu au făcut asta. Și nu ai cum să cuprinzi toate întrebările, că dacă ți intră, am avut și 1000 și ceva de oameni în același timp într-o dezbatere. Păi dacă fiecare se gândește să adreseze o întrebare sau jumătate de ei, sunt 500 de întrebări. Cât îi dai, cât timp îi dai candidatului? Sunteți mulțumite de cum au fost organizate alegerile pentru șefia USR? Da, dar să știți că și aceste alegeri o să aibă audit, pentru că eu sunt hotărâtă și așa am promis, le-am promis colegilor, că în momentul în care o să avem un noul BN și o să am majoritate, o să dau drumul la un audit făcut de o firmă care să fie, să aibă un cuvânt greu de spus. Adică, ce înseamnă audit? Ce vreți să verificați? Vreau să verific întreaga bază de date, adică să vedem dacă într-adevăr sunt reali, ca să terminăm cu zvonistica, că este posibil să fie zvonistică, că există nu știu ce mail-uri. Ok, 25.000 de așa arată acum. Da? Da, așa arată acum. Dacă aceștia sunt reali sau sunt doar niște mail-uri? Da. Asta este întrebarea. Da, da. Și o să vedem. Este posibil să fie toți reali. Dar ca să închidem o dată pentru totdeauna, eu vreau ca și aceste alegeri care sunt făcute acum pentru președintele, noul președinte al USR și pentru Biroul Național, de acolo e o chestie mai complicată cu delegați, dar o să mă ocup și de aia pentru că trebuie să pornim curat. 25.000 de membri, aveți idee până în acest moment, iată ora 9, seara, 21, până mâine vor fi alegeri, până la 12, până la ora 12 ziua, da. Câți au votat până acum? În urmă cu câteva ore, înainte de a pleca de la câmpul, adică în urmă cu vreo 3 ore, erau cam 9.300. Din 25.000? Da. Puțin sau mult? Mi se pare că sunt destul de puțini. Dar am pus chestia asta, că ieri a fost sărbătoare, a fost și cald afară, poate că sunt cu familia, au fost cu familia, dar o să fac, uite, cu ocazia asta un apel la colegii mei să voteze, să intre pe mail și să voteze. Domnul Moșteanu a votat ieri în direct aici, adică ne-a arătat că se poate foarte simplu. Credeți că va mai fi al doilea tur sau se va termina dintr-un singur tur? Eu mi-aș dori să nu. Adică mi-aș dori să fie un singur tur, adică să se încheie mâine. Ceea ce înseamnă că dacă la ora 12 se oprește votul pentru decriptare, că e o platformă din asta digitală, o să aibă nevoie de o oră jumate, două, cam așa. Deci cel mai târziu la două ar trebui să știm. Dumneavoastră, ce credeți? Credeți că aceste alegeri care se fac acum în interior la USR sunt sub auspiciul unei fraude sau sunt alegeri corecte? Nu cred. Și sunt pe aceeași linie și cu Zeidler și cu Hosu. Nu cred. Dar v-am spus că o să auditez inclusiv aceste alegeri, dacă tot o să facem curățenie. Păi hai să o facem pe bune. Ce altă curățenie vreți să mai faceți, în afară de faptul să vă uitați dacă sunt cei 25.000 de membri adevărați sau doar... Sunt mai multe lucruri de făcut. E vorba de reconstrucție. Aici eu vreau să reconstruiesc. Și când vrei să reconstruiești, nu te apuci să îi scoți să-i ameninți cu maceta pe oameni sau pe cei care au fost la conducere și au dus la rezultatul ăsta de 8,7. Noi trebuie să lucrăm împreună, doar că am spus că să facă un pas în spate. În sensul că o să avem acum alegeri democratice pe data de 29 la Congres. O să avem un nou birou național. O să vedeți că în noul birou național o să existe oameni care probabil au fost în primul rând. Adică la conducere
Chiar și acum, care sunt iunie. Acum? Da, pentru că noi avem chiar un sistem democratic cu liste, cu mai multe liste și este foarte posibil dacă se regăsesc pe o listă să apară unul dintre ei să fie acolo. Dar eu respect democrația și în momentul de față cred că singurul partid în care într-adevăr este democrație, unii spun că poate e prea multă democrație, este aici în USR. Asta prea multă este democrație, ce înseamnă prea Da, ce înseamnă? Pentru că la celelalte partide, dacă observați, care au și o mașinărie îngrozitoare în toată țara, în momentul în care sunt în campanie electorală, nu contează pe cine au în față. Eu cred că și dacă ar avea o mătură în față, toată lumea merge aliniată și disciplinată cu omul respectiv. Nu contează. Deci e o disciplină. Asta vreți și în USR? Nu. Eu îmi doresc în USR alt fel de disciplină. Și anume respectul față de vot. Dacă pe data de 29 vom avea un nou birou național făcut prin vot democratic, lasă-l să-și facă treaba, urmărește, poți să ai toate pârghiile necesare în interiorul partidului să îl pui la colț pe unul din conducere, dar fără atâta poveste, atâtea postări pe Facebook, haideți să le discutăm în interiorul partidului, pentru că noi de asta nu cred că o să scăpăm în următorii ani de eticheta de certăreți. Și chiar nu suntem. Nici acum am văzut numai titluri la toate televiziunile, lupta pentru putere, taberele. Nu știu dacă ați văzut la Euronews. Nu m-am uitat. Dar, te lovește asta. N-am titrat așa, de asta vă zic. Lupta pentru putere, taberele din USR. Ce tabere, fraților? Noi chiar suntem într-o competiție super civilizată. Dacă ați fi urmărit dezbaterile, ați văzut toată lumea vorbea cu respect unul față de celălalt. Nu se întâmplă nimic. Parcă moare cineva, nu știu, parcă ceva catastrofă. Ați făcut o declarație care a stârnit ceva controverse referitor la Biroul Național și anume vă doriți o majoritate în Biroul Național. Dumneavoastră să aveți această majoritate. În primul rând vreau să înțeleg ce înseamnă o majoritate pe care ați deține și ce ar însemna o susținere din partea Biroului Național. Înseamnă să ai pârghiile necesare ale puterii. Este exact ca și la primărie, ca și în administrație. Și oamenii sunt inteligenți, au înțeles. Le-am spus câmpul ungerilor, vedeți câte blocaje am avut, ajutați-mă cu Consiliul. Ajutați-mă cu Consiliul. Asta a fost linia mea. Și am obținut majoritate și vreau să le mulțumesc pe această cale câmpul ungerilor, pentru că am făcut un rezultat, cel mai bun rezultat din țară și sunt foarte mândră din USR, vreau să zic. Da, da. În ceea ce privește celelalte alegeri, pentru că mă duceam pe stradă și le spuneam oamenilor, uitați, asta e sigla, vă rog, ajutați-mă și la Consiliu, haideți ca să trecem proiectele mai repede. Și oamenii știți ce îmi spuneau? De colo până colo. I-au înțeles că trebuie să meargă pe aceeași linie. Mă, fata asta are nevoie de echipă. Hai să o ajutăm. Și pe 4 buletine din 5 la Câmpul Lung am câștigat detașat. Deci la Câmpul Lung s-a câștigat USR, a câștigat președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean și am fost la 100 de voturi de a câștiga și europarlamentarele. Am făcut 32%. La Biroul Național. La Biroul Național. Ce vă propuneți? Păi colegilor mei pe care văd că nu mai pot de grija mea, că cum o să mă descurc eu între primărie și București. Discutăm și despre asta. O să ajungem acolo și vă rog să reluăm, că o să vă explic că eu sunt foarte conștiincioasă și chiar îmi fac bine treaba. O să le spun și următorul lucru. Nu poți să trimiți pe unul cu munca și cu responsabilitatea. Pentru că de candidat depinde, nu? Dacă candidatul nu a fost ok... Candidatul? La prezidențiale. Okay. Nu poți să-l trimiți pe unul cu munca și cu responsabilitatea și altul cu puterea. Și să te trezești că ești sabotat în timpul campaniei. Că se poate întâmpla orice. Și eu 100% încredere nu mai am în nimeni. Atunci aș ruga să-și facă următorul exercițiu de imaginație. Dragi colegi, să spune că pe data de, nu știu, în octombrie... O să fiu președintele României. Ce ați spune să fiu președintele României și să numesc prim-ministru de la PSD,
să nu fie niciun ministru de la USR. Și e bine? E bine așa? Bun. Nu știu, adică unul cu puterea. Ok. Nu mi se pare în regulă. Nu mi se pare în regulă. Cum vedeți? Păi am înțeles. Înțeleg ce spuneți, doar că nu înțeleg ce soluție aveți. Adică mergeți în fața colegilor dumneavoastră cu cei pe care îi susțineți în Biroul Național? Asta veți face? Da, eu o să am o listă. Lista așa. Reconstrucției. Echipa Elena Lasconi. Așa. Și o să fac lobby pentru colegii de pe lista. Și puteți să îi nominalizați acum? Să știți că la ora asta încă nu am toate numele. Nu trebuie să mi le ziceți, trebuie să mi ziceți câteva importante. Câteva. Da. Da. Vă rog. Eram pe Radu Mihaiu, pe Cristina Prună, pe Claudiu Năsui, pe Lucian Viziteu, pe Simona Spătaru, Silvia Dinică. Radu Mihaiu, care da, este... Da, la sectorul 2. La sectorul 2. Uh-huh. Și în situația în care nu veți avea Biroul Național, pentru că ați văzut și ați prevăzut această situație, ce va face Elena Lasconi? Eu voi avea majoritate. Am înțeles. Dar dacă nu, spuneți că vă veți da demisia? Eu voi în care... face majoritate și vom începe reconstrucția USR-ului. Este momentul în care putem să renaștem ca pasărea Phoenix sau să murim. De noi depinde. De ce să muriți? Nu știu, că nu ai cum să mai crești. Adică dacă tot încercăm să ne tot certăm, să ne tot dăm la fluierul piciorului, să ne tot contrăm, nu cred că mai merge. Uh-huh. Unul dintre contracandidații dumneavoastră nu vede lucrurile așa și este vorba de domnul Radu Hosu, v-a criticat decizia de... Da. Susține în felul următor, că declarația ar fi una profund antidemocratică, cea în care spuneați că ați putea să demisionați dacă nu veți avea majoritatea, că trebuie să găsiți cale pentru dezbatere, dialog, compromis, că abordarea dumneavoastră ar fi un mod de tip șantaj. Și cea mai dură declarație ar fi denotă responsabilitate politică. Dumneavoastră, ce îi răspundeți? Păi eu îi spun că nici el nu este responsabil politic. E colegul meu. Nu are experiență politică. Dar îl invit alături de mine pentru că chiar vreau să lucrez cu el. Că îmi place Radu. Și să învățăm împreună. Mi se pare ciudat dacă venea de la cineva care era de 20 de ani sau de 10 ani pe scena politică, mai spuneam. Dar el, dacă ar fi vrut să-și asume, dar toți, le-am întrebat aseară, de exemplu, pe colegii mei, i-am zis, dacă vă doriți atât de mult să creștem partidul ăsta, știți că puterea unui partid sau slăbiciunea lui este dată de la firul ierbii, de către primar și consilieri locali, consilieri județeni, președinți de consilii județene, da? Dacă ei livrează, în mod special primar și consilieri locali, partidul crește, pentru că este puterea exemplului în comunitatea respectivă. Și am întrebat, dar voi de ce n-ați candidat la alegerile locale? Toți se bat cu pumnul în piept și toți doresc să fie politicieni, dar când e cu munca, e mai problematic. Și toți s-au legat de faptul că ei nu pot să candideze în locul lui Alen Coliban sau în locul lui Nicușor Dan aici la București. Păi dar stai să am, că nu v-am întrebat asta. De ce nu vă duceți consilier local? Din perspectiva dumneavoastră, care este principala problemă a USR? De ce a ajuns să aibă la europarlamentare 8% în condițiile în care a avut și 22%? Incompetență. O campanie făcută prost, o alianță făcută pe genunchi, incompetență. Mm-hmm. Și această alianță, care nu mai există, că așa am înțeles, că nu mai există. Păi nu mai există, ea a fost făcută pentru locale și europarlamentare. Ce se va întâmpla cu această alianță dacă Elena Lasconi va fi aleasă președinta partidului USR? Stați un pic, eu sunt Elena Lasconi, nu Cătălin Drulă. Colegii mei din țară nu vor afla de la telefon sau de la televizor că Lasconi a făcut nu știu ce alianță. Eu am spus că sunt deschisă la dialog cu toată lumea și când spun asta mă refer la toată lumea.
PNL a zis că dorește să vorbește, să vorbească cu USR-ul. Bine, o să vorbim. A zis PNL că vrea să vorbească? A zis domnul Ciucă că doamna Lascon este cât se poate de respectabilă și că dorește să poarte un dialog, probabil cât se poate de bun. În ce ar consta acest dialog și despre ce ar fi? Având în vedere că se declară de dreapta, dar ei sunt tot împreună cu PSD-ul, eu sunt dispusă să vorbesc cu toată lumea. Și cu ei, și cu cei de la Reper, și cu cei de la Forța Drepte, și cu cei de la PMP, dar eu nu cred, fiind și timpul atât de scurt, eu nu cred că noi vom mai merge într-o alianță. Nu cred. Acum, eu vă spun asta. Dar toate aceste decizii trebuie luate. De asta ai nevoie de Biroul Național, încă o dată. Cu Biroul Național, cu Comitetul Politic, cu oamenii din filiale. Trebuie să vorbești despre asta și nu să o faci pe genunchi. Trebuie să faci niște măsurători, trebuie să faci niște cercetări. Și veți face aceste cercetări? Spuneați că veți... Nu, încă cam timp. N-aveți timp. Dar spuneați că veți reconstrui și veți regândi felul în care este ales Biroul Național? Vă gândiți și la asta? Da, ar fi o idee să fie tot cu votul fiecărui membru. Ar fi o... Să nu fie delegați, așa cum este acum. Ar fi o idee, dar vă spun că avem situații în țară, de exemplu, în care avem filiale care nu au performat deloc la alegeri și care au foarte mulți membri. Și atunci nu știu dacă este fair play față de colegii din celelalte filiale ca o astfel de filială care nu are rezultat, dar care are mulți membri, să aibă un cuvânt greu de spus în alegerea conducerii. E o idee. Am înțeles. Trebuie să vedem. Cum credeți, de ce a pierdut USR din încrederea, poate mă corectați dacă greșesc, din încrederea diasporei? Pentru că veneau foarte multe voturi pentru USR din diasporă, nu s-a mai întâmplat la europarlamentarele acestea. Uh-huh. Pentru că s-au rupt podurile. Asta e o altă chestiune pe care mi-o doresc foarte mult, de reîntregirea românilor. Eu, să știți că... sunt super româncă și dacă e să mă doară ceva tare de tot, este ruptura asta și existența unei alte Românii dincolo de granițele țării. Și atunci, în planul politic pe care îl am, asta e o chestiune pe care mi-o doresc mult, tocmai pentru că și fata mea și fratele meu și nepoții mei pe care nu i-am văzut sunt plecați, prietenii mei cei mai buni sunt în America. Mă doare foarte tare sufletul și îmi fac ziua când pulungenii, chiar și astăzi, când am sărbătorit ziua ei, a venit un domn și mi-a spus, știți că noi am stat în Franța și am venit acum un an. Și mi-a arătat fetița și m-a bucurat, îmi dau lacrimile când fac asta. Și atunci, ideea este să faci niște condiții în țara asta prin care oamenii să trăiască mai bine, românii care sunt plecați să-și dorească să se întoarcă și de asemenea să facem o reunificare și cu românii din Republica Moldova prin valorile europene. USR, am pornit discuția de la USR care a rupt niște, spuneați dumneavoastră, niște legături cu diaspora. În primul rând în USR, cum ar renoda aceste relații? Ce mesaj a avut USR-ul pentru diaspora până acum? Nu știu. Păi asta vă zic. Ce mesaj o să avem noi pentru diaspora? Astea sunt importante și numai că ce mesaje, că astea le poate gândi și o agenție de publicitate și un consultant o poate gândi. Dar ideea este să crezi în mesajul ăla și să-l spui din suflet, să fii autentic. Și noi avem câteva idei pe care eu le-am simțit și simt că cu alea vibrez. Așa. Dar când o să-mi asum candidatura pentru prezidențiale, uite, vă promit că la dumneavoastră vin prima dată. Accept această promisiune. Și o să vorbim. Pentru că am discutat despre alianțe și legături rupte, mă gândesc la anumite legături rupte chiar din interiorul USR și anume la faptul că au plecat foarte mulți membrii marcanți din USR, care au rupt din voturi. Cel puțin asta s-a văzut. Și da. Mă gândesc la Nicu Ștefănuță, Vlad Bravo Gheorghe. Bravo lor! Au fost, mă uitam la Iași, de exemplu, Cozet Chichirău, care împreună cu... L-ar fi bătut. Da, da. Uh-huh. Așa.
vă gândiți să întoarceți în USR pe unii dintre membrii care au plecat? Aveți vreun plan pentru asta? Planul meu este să vorbesc cu ei. Dar eu nu o să mă apuc acum să stau în fiecare zi pe telefoane, fraților, trebuie să vă reînscrieți iar în USR. Și nu cred că își doresc. Adică eu am vorbit doar cu Vlad Gheorghe. Așa. Atât. El își dorește să pună umărul în campania care urmează. O să mai vorbesc încă o dată, doar că el nu dorește să vină în USR. El vrea să fie tot independent. O să vorbesc cu domnul Polițianu, o să vorbesc cu domnul Ștefănuță, dar asta nu înseamnă că eu să mă apuc acum și o să mă rog de ei, haideți fraților înapoi în USR, pentru că oamenii deja și-au găsit o cale și-au văzut că pot. Dar de ce au plecat în primul rând din USR? Păi asta o să aflu și eu, că nu știu. Sunteți membru al USR? Păi sunt, dar nu știu de ce a plecat Polițianu, de ce a plecat Ștefănuț, nu știu. Vlad Gheorghe, pentru că nu a fost acceptat. Vlad Gheorghe, nu. Da. La Vlad Gheorghe, eu știu că chestiunea care se tot discută este cea cu cotizația. Plata cotizație. El susținând că îi se cerea bani din ce primea ca europarlamentare. Cotă parte din salariul da, de europarlamentare. Nu mă pricep bucata asta foarte bine, dar indiferent ce ar fi fost, când ai un om de valoare, au fost atâtea cazuri în care s-au făcut o felul de derogări, s-au discutat, dar probabil că au vrut să scape de el. Că altă explicație nu am. Să scape de el cine de și Vlad. De ce? Cine și de ce? Cei care au fost la conducere. Și de ce? Nu știu, poate că li se părea, așa cum li s-a părut când, la sfârșitul anului trecut, că le ia fața. Le ia fața cuiva. Probabil că nu le plac oamenii de valoare și asta, vedeți, asta nu definește un lider, asta definește un șef. Bun, pentru că v-am promis că discutăm și despre partea asta cu primăria și anume ați fost aleasă cu aproape 70%. Deci oamenii v-au dat votul, da? Au considerat că dumneavoastră veți continua să munciți pentru ei la Câmpul Lung. Păi și asta și fac, de acolo da, vin. Dar veți fi și, dacă veți câștiga alegerile, veți fi și lider al USR. Cum da. Se împacă cele două funcții? Păi până la alegerile prezidențiale și stați să ne înțelegem că eu încă n-am luat al doilea mandat, o să fie în octombrie. Eu sunt în primul mandat, de primar. Da, da. Deja în jurul meu ca asta trebuie să facă un om care vrea să se numească lider. Eu am pregătit echipă în jurul meu, tocmai pentru că m-am gândit și că îmbătrânesc și că cineva trebuie să-mi continue și să cresc un viitor primar, să-mi continue proiectele la Câmpul Lung. Și am cui să deleg. Asta unu. Doi. Concediu de când sunt primar nu mi-am luat. Am avut două zile când mi-am făcut o operație la cervicală și mi-am introdus un implant de titan. Două zile am stat în concediu și pe urmă am fost la primărie. În rest eu nu am avut concediu și am, nu știu, câteva zeci, multe zeci de zile de concediu pe care nu le-am luat. O să-mi iau concediu, o să anunț în Consiliul Local chestia asta și dacă nu o să-mi fie suficient, mă refer acum cât arde, da? Și nu o să-mi fie suficient până la alegerile prezidențiale, pot să mă și autosuspend. Dar pentru o lună. Asta încalcă în vreun fel contractul pe care prin alegeri l-ați semnat cu alegătorii din Câmpul Lung? Adică ei au venit cu încredere, au zis... Doamna Elena, la scurt, ne va mulțumesc. Conduce. Dar eu, oricum, tot ce fac acum, fac să fie și mai bine pentru Câmpul Lung. Poate fi condus USR de la Câmpul Lung? Dar n-am spus că o să stau la Câmpul Lung pentru perioada asta. Eu, în perioada asta, dacă se întâmplă așa, o să câștig președinția partidului, o să am majoritate în BN, o să fiu candidatul la prezidențiale, dacă o să mă voteze colegii mei, eu în maxim 3 săptămâni, cred, nu știu dacă s-au lămurit până acum în ce zi. Nu s-a lămurit, chiar okay. Despre asta o să discutăm. În 3 săptămâni, maxim o lună, eu va trebui să fiu peste tot în țară, pe stradă, pentru strâns de semnături. Și asta voi face. Asta înseamnă că s-ar putea să vă autosuspendați pe perioada respectivă. Pot să mă autosuspend, sigur. Și sau să vă luați concediu, ce ați da. Spus. Sau și. Că eu nu mi-am luat concediu, e dreptul meu. Da. Într-o postare pe Facebook vorbeați despre faptul că refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții.
În acest moment România este roșie, avem un partid stat PSD. Am citit această postare și mă întrebam de ce se duce democrația de râpă. Ce ați vrut să spuneți cu asta? Vedeți ce înseamnă să nu lucrezi în administrația locală? Haideți să vă zic cum funcționează lucrurile și cât de odioasă este mașinăria lor. Dacă nu ești cu ei, și de asta să știți că am avut colegi care au fost șantajabili, și-au cedat, și-au mers la celelalte partide, dar eu n-am să fac asta niciodată. Dacă nu ești cu ei, toate instituțiile din 3 litere sau din 4 litere vin peste tine. Pentru că este super politizat tot ce înseamnă instituție de stat în România. Și atunci m-am gândit ce am putea să facem ca să depolitizăm aceste instituții. Și am ajuns la concluzia că asta nu se poate întâmpla. Nu se poate. Este imposibil să o faci. Atât de infiltrați sunt și așa de mare este caracatița că este imposibil să o faci. Dar, pentru că suntem în Uniunea Europeană și este trendul ăsta de digitalizare, practic nu o să mai trebuiască să fii permanent față în față cu funcționarul care te jignește și care nu dă doi bani pe tine. Și prin toate celelalte planuri pe care le avem, pe care am spus că o să le comunic aici, vom putea pune mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțin în mâna instituțiilor. Acum dacă vrem să în calitate de primar sau de cetățean? Vorbesc și în calitate de primar și în calitate de cetățean. Dar se duce democrația de ce? Pentru că toate instituțiile, deci toată puterea, este acum în mâna unui singur partid. Pentru că PNL-ul nu mai există. E PNL-PSD. Sunt aceiași. Este un singur partid. Deci, practic, ei vor dicta. Și este anul în care ori moare democrația, ori mai putem să încercăm să salvăm ceva din ea. Ei mimează din 4 în 4 ani că le pasă de alegători și că îi vor să-i consulte. Și, de fapt, nu se întâmplă așa ceva. Eu îmi doresc să punem putere mai mult în mâna oamenilor în fiecare zi, nu doar din 4 în 4 ani. Da. Vă propun să discutăm despre alegerile prezidențiale care urmează. Chiar dacă nu avem o dată a alegerilor prezidențiale, o facem după o scurtă pauză. Revenim imediat la discuția cu Elena Lasconi. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Elena Lasconi, candidat la președinția USR, primar al municipiului Câmpul Lung Muscel, este în continuare alături de noi. Doamna Lasconi, vorbeam despre candidatura dumneavoastră la prezidențiale și înțeleg că dacă se întâmplă în felul următor, sunteți aleasă președinte USR, aveți majoritatea în BN, acceptați să fiți candidata USR la prezidențiale. Da. Și dacă intru în chestia asta, vreau să și câștig. Pe ce vă bazați când spuneți că vreți să câștigați? Pe multe. În primul rând, pe dragostea pe care o am pentru oameni. Pe faptul că am în spate vreo 30 de ani doar. Vreo 30 de ani. 25 la ProTV și câțiva pe la un radio. În care eu am fost pe toate coclaurile și pe toate străzile din România, în multe locuri din România. Mi-a plăcut să fac asta și cred că am făcut-o bine, că altfel nu rămâneam atâția ani într-un loc cum este ProTV-ul. Și am transmis și am coborât acolo unde nu o să ajungă niciodată niciun politician. Acolo unde-i durere, acolo unde-i foame, acolo unde-i tristețe, acolo unde stau 7 copii într-o singură cameră, acolo unde am întâlnit copil care a spus că luna este cel mai greu pentru ea și am întrebat-o de ce, pentru că luna nu vine mașina cu cornul și laptele și mi-am dat seama că ea în fiecare zi se baza pe cornul și laptele, acolo unde niciun politician pe care îl vedeți acum la televizor nu va ajunge vreodată. Pentru că ei fug de asta.
A dumneavoastră sunteți acum politician. Eu acum și... învăț. Okay. Și e adevărat, nu sunt animal politic, dar sunt o româncă care își iubește țara și care a fost printre oameni și va continua să meargă printre oameni, pentru că eu din asta mă încarc. Bun. Mie chiar îmi place să fac și asta. De ce ziceam? Că fiind și atunci politician... totul depinde de oameni. Oamenii să hotărască. Vreți aceeași balauri sau vreți pe cineva de-al vostru? Pentru că sunteți totuși politician, trebuie să aveți un proiect de țară, ceva care să convingă oamenii. Care ar fi un proiect de țară? Păi, așa, însăilat acum, nu știu dacă îl aveți deja în cap. Dar... Am în cap trei chestii importante, dar aș vrea să le discutăm pe deletere atunci când v-am spus că o să fie oficial că sunt candidatul la prezidențiale. Păi una este cu taxele, pe taxele zero, taxa zero pe salariul minim, ca să le rămână oamenilor mai mulți bani. De asemenea, posibilitatea de a-ți alege asiguratorul de sănătate și să nu se ducă toți banii la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și astfel încât dacă ai o problemă, dacă ai nevoie de un RMN și te-ai dus la o clinică privată cu trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie să spună, știți, s-au terminat banii de la Casa de Asigurări. Nu mi se pare normal. Și de asemenea aș vrea să reformăm partea de învățământ pe sistemul european prin a da mai multă putere școlilor, pe românește, prin a desființa inspectoratele școlare. Desființați inspectoratele școlare. Asta și e ce, o pune, propunere. Ce puneți în loc? Cum ar e funcționa? O propunere. Toate detaliile aș vrea să le vorbim în momentul ăla în care o să fie oficial. Dar astea sunt cele trei puncte importante pe care vreau să mergem. Adică omul să rămână cu mai mulți bani în buzunar, nu să-i crești, cum zice PSD și PNL, că ei vor să crească pensiile și salariile. Păi da, ei se împrumută, îi fac credite peste credite și din credite plătesc pensii și salarii. Nu, sistemul este, poate să fie mult mai curat și oamenii să aibă mult mai mult de câștigat. Doar să fie și dorință politică. Iar pentru toate detaliile, eu o să vă rog să-mi dați răgaz să vorbesc atunci când voi fi în calitate de candidat la prezidențiale. Așa o să facem. Singura chestie este că îmi dau seama că și actualul președinte a avut un proiect de țară care s-a numit România Educată. Da. Și vi s-a părut în ăștia 10 ani că s-a întâmplat ceva? Dumneavoastră, ce mie mi se pare că educația este praf. Deci nu știu câți miniștri a educației am avut. Nu cred că există unul care să fi continuat ceva din ce a făcut ăla de dinainte. Măcar să fi continuat. Întotdeauna au venit cu alte idei din astea crețe să mai schimbe ei câte ceva. Nu mi se pare că e în regulă. Deci, și cred că cu bună știință s-a făcut acest lucru, pentru că atunci când ai un popor needucat, e mai ușor de manipulat. Și asta să știți că mi-o spun și oameni, mi-au spus-o și oameni pe ulițele satelor. Un președinte de țară este și șeful armatei. Da. Suntem într-o situație destul de... Da, eu nu sunt candidat încă la prezidențială. Nu sunteți, dar ați putea și, să fiți. Dumneavoastră vreți să mă întrebați, dumneavoastră doriți să mă întrebați acum chestiuni legate de politică externă sau de securitate. Da, m-ar interesa viziunea dumneavoastră, nu trebuie să detaliați. Detaliem altă dată, dar sunt curios, de exemplu, cum vedeți discuția din ultimele zile despre donarea sistemului Patriot? Dacă, deci, Iohannis este președinte de 10 ani, da? Deci, în mod logic, te gândești că în 10 ani o fi învățat ceva, nu? Eu, feeling-ul meu îmi spune că avem Ucraina aici, avem război aici, hai să-i ajutăm fraților. Asta îmi spune feeling-ul meu de femeie, care eu nu vreau să vină cu războiul peste noi. Dacă știa Klaus Iohannis ce să facă, nu convoca CSAT-ul la nu știu câtă vreme după. Că lua o decizie. Era pe poziție. În CSAT se face. I-am înțeles. Dar a văzut cât de mult s-a tărăgănat toată treaba asta. Feeling-ul meu îmi spune, băi, sunt frații noștri, sunt la graniță, au un război, hai să-i ajutăm. Mm-hmm. Și iarăși, feeling-ul dumneavoastră, pe asta mă bazez, nu sunteți candidat. Ce părere aveți despre introducerea armatei obligatorii? Nu cred că este o idee bună. Eu am prins, eram și reporter când s-a făcut trecerea asta de la armata obligatorie. Eu cred că dacă vrei să ai o armată de profesioniști, trebuie să lucrezi cu oameni care își doresc să intre în armată. De asemenea,
Mi-aș dori să lămurim un aspect care este foarte important și care se referă la comunitatea LGBT. Vreau să îmi dau seama care este poziția dumneavoastră referitor la această comunitate, pentru că s-a discutat foarte mult, știți foarte bine, și sunt curios cum îi puteți lămuri pe oameni referitor la atitudinea și care este poziția dumneavoastră referitor la această comunitate. De pildă, ați susține sau nu parteneriatul civil? 100% da. USR-ul este un partid centru-dreapta, e un partid de dreapta. Aia înseamnă că este un partid pro-libertate. Dacă ești pro-libertate, ai respect pentru toată lumea. Da, eu sunt creștină ortodoxă, sunt căsătorită cu un bărbat, dar nu cred că statul ar trebui să intervină în dormitorul tău, în casa ta sau în felul în care îți treci viața. Nu mi se pare normal. Statul ar trebui să se ocupe de cum să ofere condiții oamenilor ca să trăiască decent în țara asta și să se simtă în siguranță. Asta e toată treaba. Bun. Pentru că această discuție a pornit în momentul în care dumneavoastră ați declarat că ați votat da la referendumul pentru familia dintre un bărbat și o femeie. Așa este. Dar eu am spus că am o sensibilitate la cuvântul căsătorie. Poate că sunt de modă veche. Am zis că am o sensibilitate la cuvântul căsătorie, nu la parteneria civil. Și să vă mai zic încă o chestie. Eu am vorbit cu tineri care sunt în comunitatea LGBT și să știți că sunt deranjați de faptul că se simt ca un fel de masă de manevră pentru politicieni, mai ales când se întâmplă să fie alegeri. Eu nu cred că asta este o discuție. Asta este cuiul pe pelea de care să se lege celelalte partide care se și declară progresiste. Dumneavoastră știți că dacă căutați, uitați să vedeți ce scrie despre PSD. PSD este se declară progresist. Pe ei a întrebat cineva ce înseamnă asta. Ar fi interesant să-i întrebați. Cu prima ocazie întreb. Întrebați-l pe domnul Ciolacu. Domnule, ce înseamnă că sunteți progresiști? Aveți vreo treabă cu LGBTQ? Ce părere aveți despre... De exemplu, în vest vedem foarte des lideri de partide, chiar lideri de țară, care participă la pride-urile respective. Am putea să o vedem pe Elena Lasconi la un asemenea pride? Domnule, fiecare este liber să aleagă la ce pride se va duce. Eu vă mărturisesc că nu mă voi duce pentru că nu-mi doresc. Dar fiecare este liber să participe la orice festivitate, orice eveniment. În acest moment există o inițiativă cetățenească. Nu știu dacă ați auzit de ea. Nu știu, spuneți-mi despre ce. Da, este o inițiativă cetățenească, una care vorbește din nou despre și există și meșuri prin București, le poate vedea oricine, sunt corturile acelea instalate, în care din nou se vorbește despre o propunere care ar înlocui în Constituție termenul de soț cu sintagma un bărbat și o femeie. Deci asta e o propunere, inițiativa cetățenească a fost lansată pe 2 februarie. Pentru ce? Pentru familie sau pentru căsătorie? Pentru înlocuirea termenului soț cu sintagma un bărbat și o femeie în Constituție. La ce? La definiția căsătoriei? Definiția căsătoriei din Constituție. Așa. Da. Și din ce înțeleg eu, uitându-mă pe ce înseamnă inițiativa cetățenească, trebuie să meargă în Parlament, Parlamentul să voteze, ulterior să ajungă la președinte pentru ratificare, dacă există o asemenea dorință politică. Da? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Iar e o găselniță. Iar e o chestie, un mărunțiș din care hai să mai vedem dacă nu mai putem să mai creăm un scandal. Dacă este vorba, nu știu despre ce este vorba, dacă dumneavoastră spuneți că de căsătorie, la căsătorie se spunea soț-soție, este corect. Soț-soție. Niciodată, eu nu am auzit că la cei care sunt de același gen își doresc să se numească căsătorie. Nu au nicio problemă cu denumirea de parteneria civil. Da, ar fi o problemă dacă ar vrea să spună chestia asta la familie. Pentru că asta vă spune o femeie care aproape jumătate din viață mi-a crescut singură copilul și eu consider că eram familie, eu cu fiica mea. Dacă se referă la asta, nu e bine. Dacă se referă la căsătorie, eu zic că e corect, dar aș vrea mai multe date, că bine. S-ar putea să nu fie...
Eu am citat exact din ceea ce își propun ei, cu siguranță lucrurile pot fi detaliate. Președintele, de asemenea, are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește justiția. Ce program ar trebui să aibă un președinte pentru o justiție mai liberă în România? O să vă spun, cred că dacă aș spune acum ce mi-aș dori să fac ca lucrurile să meargă mai bine, probabil că o să înceapă de mâine să mă vâneze, pentru că intru în cea mai grea competiție din țara asta, dintre toate alegerile care o să aibă loc. Da, alegerile prezidențiale sunt cele mai gustate de public. Dar o să discut despre asta, v-a spus, da, dumneavoastră în platou, mai pendelete, dar nu o să le spun chiar pe toate. Pentru că am învățat că uneori nu e bine să zici cam chiar tot ce simți. De ce? Că sunt mașinăria e în spate și lucrează. Atunci să vorbim despre USR și despre alegerile parlamentare. Unde vedeți USR la alegerile parlamentare? În acest moment, la europarlamentare a obținut 8%. În calitatea de președinte al USR ar putea să ajungă la mai mult? Care este ținta pe care vă propuneți? Păi eu o iau cu ce urmează să se întâmple. Urmează să se întâmple alegerile prezidențiale. Eu îmi doresc să intru în turul 2, pentru că îi voi privi pe români în față și cu românii o să vorbesc, nu cu politicienii. Îmi doresc apoi să câștig alegerile. Eu nu intru într-o competiție ca să pierd. Nu știu, să vedem pe cine, cu cine merge până la urmă, cu cine dorește să meargă până la urmă PSD-ul. Nu știu. Cu Ciolacu, cu Joana, nu știu. Ei să tot amenință unii pe alții. Nu-l vedeți pe domnul Ciucă în turul 2? Nu prea. De ce? Păi nu știu, pentru că el înțeleg că e un om ok. E un om cum se cade. Nu l-am cunoscut, nu am vorbit niciodată cu el. Doar că nu prea transmite nimic. Dumneavoastră, ce vă transmite? Vă dați seama că nu pot să spun. Un ostaș în fruntea țării. Asta scrie pe panouri. Doar că până a candidat la alegerile prezidențiale, trebuie să fie o dată stabilită. Da. Și vedem această discuție între PSD și PNL. Cum o vedeți dumneavoastră? Ce părere aveți despre disputa și controversa alegerilor prezidențiale? În primul rând, când ar trebui să fie organizate? Vedeți, când vorbiți despre PNL și PSD care erau să se omoare între ei la negocierile astea, nu spuneți că-s certăreți. Dacă sunt alegeri democratice în USR, zice lumea că noi suntem certăreți. Zice lumea, eu n-am zis asta. Așa. Deci nu, a fost, înțeleg că a fost cu circ. Nu s-au înțeles, sub nicio formă. Probabil că o să trebuiască ca unul dintre ei să cedeze. Nu știu, parcă o simt că s-ar putea să fie 29 septembrie și 13 octombrie, cum ziceau, parcă asta ar fi cea mai aproape de adevăr. Așa, și ar trebui să fie în septembrie, din perspectiva dumneavoastră, ce credeți? Domnul Vitalie, ei au schimbat regulile jocului, deci noi am început să jucăm fotbal, da? Uh-huh. Și eu a zis, bă, nu vă duceți până în minutul 90, că vrem noi, că avem mușchi. Și au arătat că au. Au dat ordonanță și le-au comasat. Și că mandatul primarului se termină în octombrie, da? Deci și-au făcut acum... Și imaginați-vă ce o să se întâmple. Deci imaginați-vă următorul scenariu. Este Popescu încă primar până în octombrie. Dar a câștigat Ionescu. Da, din există. Popescu își ia un concediu superb. Nu mai dă clarificări nimic pe proiectele, pe fonduri europene. Pierd banii. Poate să facă, deci poate să-i facă foarte mult rău următorului. Foarte mult rău. Pentru că ăla nu-și preia mandatul. Și să lase acolo o rană foarte grea pentru comunitate. Asta pe alegerile locale, am înțeles. Pe alegerile prezidențiale, când ar trebui, din perspectiva dumneavoastră, să fie organizate? Când or fi, eu sunt pregătită. PNL spune că constituțional ar fi în noiembrie. Da, de luptă trebuie să fii pregătit oricând și la orice oră. Credeți că românii ar vota o femeie? Da, dar ce are? Asta e o boală. Sunt cu siguranță, da.
Pentru că... Nu, nu am mai avut candidați femei, prea multe candidate femei. Am avut, doamna Dăncilă a fost, da? Ați fi a doua care ar reprezenta un partid parlamentar. Da, domnul Vitalie, doar că eu am și livrat. Eu am și arătat că pot. Eu nu sunt doar un bibelou sau o păpușă care a intrat în partid și a ocupat dintr-o funcție la stat altă funcție la stat. Eu am muncit pentru ce am făcut și pentru numele meu. Și într-un fel mă și simt mândră că sunt femeie și aș vrea să le transmit tuturor femeilor pentru toate jignirile pe care le-au avut, pentru toate trimiterile la cratiță pe care le-au avut, pentru palma pe care au primit-o, pentru jignirile din trafic, pentru claxoanele, pentru vorbele urâte pe care le-au avut de ascultat atâta timp. Să fie mândre, pentru că intră o femeie bătăioasă în treaba asta. Care ar trebui să fie profilul viitorului președinte al României? Să fie român și când spun asta înseamnă să fie empatic, să iubească țara asta cu toată ființa lui și să poată să fie capabil să-și dea viața pentru țara asta. Dar să știți că s-ar putea să nu fiți singura femeie candidat. Diana Șoșoacă și-a anunțat candidatura. Îi doresc mult succes. Are vreo șansă? A intrat în Parlamentul European. Orice om care intră în orice cursă, eu cred că se gândește că are o șansă. Îi doresc mult succes. Am înțeles. Și noi vă urăm succes. Deocamdată sunteți în campania pentru șefia USR. Vedem ce se întâmplă până mâine. Dacă ați ieșit din primul tur, așa cum spun unii, dacă va fi și turul 2. Ne auzim. Am reținut promisiunea dumneavoastră. Ne auzim să vorbim. Uite, aici din prima dată. Bine. Să auzim temele importante ale... Păi l-ați auzit deja așa în mare. În mare, dar dacă vreți să le discutăm. Da. Mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi Elena Lasconi. Mergem mai departe, vedem. Nu ducem lipsă de candidați la funcția de președinte, dar avem o problemă. Nu avem data când se vor ține aceste alegeri. Cele care capitalizează cea mai mare atenție a populației. În această seară ascultăm argumentele PNL și PSD în această dispută. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la vocile care contează. Discutăm despre alegeri prezidențiale, dar ce să vezi, uite, alegerile nu sunt alegerile. PSD și PNL joacă în continuare alba-neagra cu scrutinul pentru prezidențiale. Cresc șansele ca noul președinte să fie ales în luna decembrie, după ce partidele din coaliție nu s-au înțeles cu privire la organizarea alegerilor în septembrie. Motivul ar fi simplu. Fiecare partid are anumite temeri. Nicolae Ciucă tremură pentru accederea în turul 2 pentru că ar avea nevoie de încă jumătate de milion de voturi ca să ajungă președinte. De cealaltă parte, premierul Marcel Ciolacu se teme că ar putea pierde alegerile și implicit șefia partidului, așa cum s-a întâmplat cu toți liderii PSD din ultimii 20 de ani. Liderii coaliției au discutat din nou ore în șir pentru a stabili definitiv data alegerilor prezidențiale. A fost o ședință cu scânteie, întrucât PSD și PNL nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Premierul Marcel Ciolacu își dorește ca vineri să fie adoptată hotărârea de guvern privind organizarea alegerilor. El a trasat două variante, 15 sau 29 septembrie pentru primul tur. Al doilea scrutin are loc în mod automat la două săptămâni distanță. Numai că partenerii de la PNL vor cu orice preț să amâne scrutinul și au alte propuneri. Liberalii au venit cu trei variante de lucru în ceea ce privește data pentru organizarea alegerilor prezidențiale, 24 noiembrie pentru primul tur și 8 decembrie pentru cel de-al doilea tur, comasat cu alegerile parlamentare, este considerată însă varianta ideală de lucru pentru calculele liberale. Socialdemocrații au refuzat însă această comasare. Drept urmare, liberalii s-au repliat și au venit cu o altă idee, parlamentarele intercalate între cele două tururi de scrutin, dar cu o condiție. Indiferent de cine intră în turul 2, să existe o listă comună pentru alegerile parlamentare PSD-PNL. Considerăm că luna august este o lună în care este extrem de greu să poți să îi găsești preocupați de chestiunile legate de alegerile prezidențiale pe cetățenii României și
lunile octombrie, noiembrie ar fi cele mai potrivite pentru acest lucru. PNL mai are un as în mânecă. Dacă nu vor putea ajunge la un acord cu liderii PSD pentru mutarea alegerilor prezidențiale la finalul anului, atunci liberalii vor cere ministrului de interne Cătălin Predoiu să semneze hotărârea de guvern prin care alegerile ar putea avea loc în septembrie. Asta pentru că Predoiu, ministru din partea PNL, este responsabil să scrie actul normativ. Ce se întâmplă dacă PNL blochează prin miniștri să ia această hotărâre? Asta este o discuție care se va purta după ce vom avea această ședință de guvern. E prematur, eu sunt convins că avem totuși un partener care își respectă cuvântul dat. Nu putem, din cauza că unii s-ar putea să nu ajungă în turul 2, să mutăm data alegerilor în funcție de aceste dorințe. PSD este gata să reacționeze dacă ministrul Cătălin Predoiu va refuza să semneze organizarea alegerilor în septembrie. Premierul Ciolacu nu ia în calcul să-l demită pe Predoiu, chiar dacă blocajul ar însemna păstrarea scrutinului la final de noiembrie. Dacă se va ajunge în acest scenariu, se anunță o colaborare foarte dificilă în continuare între PSD și PNL în interiorul coaliției și, de asemenea, spun surse din Partidul Social Democrat, va urma o campanie pentru prezidențiale foarte agresivă din partea social-democraților. 2024 este primul an din istorie în care România trebuie să organizeze toate tipurile de alegeri. Încercăm să înțelegem în această seară argumentele celor două partide, să ne dăm seama unde suntem în acest moment și când am putea avea în sfârșit o dată alegerilor prezidențiale. Ne ajută să înțelegem reprezentanții celor două partide, PSD și PNL. Așadar, în această seară, alături de noi, în legătură telefonică, sunt domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Bună seara! Dacă bună auziți. Seara! Da, bună seara! Și domnul Daniel Zanfir, senator PSD, bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație! Domnule Zanfir, aș vrea să încep cu dumneavoastră și să vă întreb cum vedeți această decizie a PNL de a rămâne în continuare pe ideea de a organiza alegerile cât mai târziu în toamnă, noiembrie sau chiar decembrie? Domnul Cojucari, mie îmi pare rău că are loc această discuție cu privire la data alegerilor prezidențiale, având în vedere faptul că, știți cu toții, se stabilise încă din luna martie un calendar cu privire la alegerile locale, europarlamentare, prezidențiale și cele parlamentare. Erau stabilite datele, cei doi președinți au ieșit public atunci și au anunțat acest calendar. Mai mult decât atât, că auzeam de la lideri PNL vorbind de faptul că, domne, s-ar fi discutat, dar nu e nimic scris. Păi, domnul Cojucari, nu numai că nu e nimic scris, este o lege. Vă rog să vă aduceți aminte că pe repede înainte Parlamentul a votat o lege ca să putem să devansăm alegerile prezidențiale. Că era atunci la presiunea domnului Iohannis, că era în discuții cu NATO, că nu era, eu nu știu lucrul ăsta. Știu doar, și domnul Fenechiu, colegul meu de la Senat, știe foarte bine lucrul ăsta, am votat pe repede înainte un proiect de lege mult mai vechi, inițiat de UDMR, ca să putem devansa alegerile prezidențiale. Păi atunci nu toată lumea se înțelesese și înțelesese foarte bine că discuția era să devansăm alegerile prezidențiale, că așa se stabilise în coaliție. Bun. Mai mult decât atât. Așa, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Aș vrea să ascult ce spune și domnul senator Fenechiu. Domnule Fenechiu, l-am ascultat pe domnul Zanfir. Deci în martie, februarie, atunci când s-a stabilit că urmează să fie, care este calendarul alegerilor, știam un lucru. Acum s-a schimbat ceva. Eu, sincer să fiu, nu înțeleg ce. Poate mă lămuriți. Faptul că între doi parteneri guvernamentali există o discuție, cred că e un lucru cât se poate de firesc. Cred că în orice familie pot exista discuții, inclusiv pe anumite lucruri despre care celălalt crede că a existat o înțelegere sau chiar despre situații în care a existat o înțelegere. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu aș merge pe teoria evocată legată de faptul că, în mod cert, dacă la un moment dat am avut o discuție să facem alegerile la o anumită dată, e obligatoriu să nu mai discutăm acest lucru. Mai ales în contextul în care există disponibilitatea pentru a rezolva nu anumite probleme. Eu cer scuze, am spus și înainte, am dat și lege în sensul ăsta, n-a fost doar o discuție. Tocmai că discuția s-a concretizat atunci, legea spune, într-o lege. Domnul Zanfir, legea spune
modifică termenul, nu se fac cu o lună înainte expirării mandatului, se pot face cu cel mult 3 luni înainte. Ăsta era scopul legii, domnul Fenechiu, că legea 10 de ani de zile în Parlament și în satiziment de atat. Tocmai pentru că a fost această înțelegere. Și vreau să știm mai bine dacă a fost sau nu la presiunea domnului Iohannis. Hai să vorbim pe rând ca să ne înțelegem, vă rog. Eu chiar v-am ascultat, adică nu v-am întrerupt și... Nu, dar spuneți că a fost sau nu a fost o înțelegere, adică induceți ideea că poate n-a fost o înțelegere. Eu doar vă spun, această înțelegere, dincolo de apariția liderilor, a fost concretizată. Domnule Zanfir, domnule Fenechiu, hai să vă spun cum se vede dintr-o parte. Eu l-am văzut și vedeți și imaginile. A ieșit domnul Ciolacu, l-a avut alături pe domnul Nicolae Ciucă și domnul Marcel Ciolacu, premierul României, a spus, acesta este calendarul, uite când organizăm alegerile prezidențiale inclusiv. Deci, domnule Fenechiu, ce s-a schimbat? Pentru că domnul Nicolae Ciuc a fost de față atunci când s-a anunțat și părea că este de acord. Domnule, dacă analizând datele problemei am constatat niște lucruri și vrem o discuție, trebuie să ne disculpăm, vă întreb. Nu, eu întreb ce s-a schimbat, nu vreau să vă disculpați. Nu vă disculpați, că nu vă acuz de nimic. Eu vreau să înțeleg. Eu nu am spus că s-au schimbat lucruri fabuloase. N-am spus că Pământul se rotește invers sau că Soarele și-a mutat poziția. Am spus că după experiența alegerilor comasate, am constatat, pe de o parte, faptul că în ipoteza în care mergem pe calendarul pe care l-am discutat atunci și cu care n-am fost în disonanță, că n-am spus, bă, nu va fi așa, da? Constatam că alegerile vor, din luna septembrie presupun o lună august, o lună a concediilor de campanie electorală. Ne-am gândit, am vorbit cu oameni și am ajuns la concluzia că este mai bine ca să lăsăm luna august ca lună de concedii. Bun. Relativ la înțelegerea care a avut loc, înțelegerea a avut mai multe colaterale. Așa. Dar n-o să fac deliciu presei în momentul ăsta să vorbesc de idei de tandem, de liste comune, de niște condensări care au existat. Este o discuție în coaliție pe care nici Ciolacu, nici Ciucă încă n-au finalizat-o, da? Care se va finaliza probabil în 2-3 zile și vor ieși amândoi și vor anunța cum stau lucrurile. N-am spus, sunt mai multe date în discuție. Fiecare dată are argumentele ei. Argumente pe care echipa PNL le o prezintă echipei PSD, vor stabili ce vor stabili, iar lucrurile stabilite vor fi comunicate. Eu nu înțeleg să-mi spăl rufele în public pentru că n-am ce. Dar, domnule senator Fenechiu, nu spălăm rufele, suntem într-un studio de televiziune în care încercăm să înțelegem cum funcționează și cum este stabilită data alegerilor. Este foarte important pentru oameni să înțeleagă. E o chestiune de democrație, dacă vreți. PNL a spus foarte clar. Credem că e normal să avem campanie electorală în luna august, chiar dacă la data martie am realizat acest lucru. Bun, am înțeles argumentul dumneavoastră. Domnule Zanfir, vă rog, dumneavoastră, uite, în acest moment sunteți... Sincer, mie mi-e jenă. Eu am așa o relație bună și corectă cu domnul Fenechiu și n-aș vrea să-l pun în situații jenante, știți? Eu doar i-aș aminti că pe data de 2 iunie, deci 2 iunie, la un post de televiziune, domnul Ciucă a afirmat ferm, că alegerile vor avea loc în septembrie. E bătut în cuie. Sunt vorbele domnului Ciucă. 2 iunie. Dom'le, ce s-a schimbat de la 2 iunie până la 11 iunie, când au apărut trecuseră două săptămâni și în două săptămâni începeți și veniți și spuneți, domne, stați că de fapt nu facem în august, că e lumea la plajă, că de fapt deranjăm școlile, că am mai auzit acum la Rareș Bogdan, că de fapt n-am luat... Eu vă întreb, păi dacă era ferm pe 2 iunie, de ce nu mai e ferm acum, domne? Nu, dar în două săptămâni v-ați dat seama că e vacanță? La televizor sau lăsăm pe Ciucă și pe Ciolacu să anunțe ce s-au întâmplat? Păi aia de acord cu dumneavoastră, dar nu mai spuneți că acum că e vară, că astea nu sunt argumente, adică zău. Am fost întrebat ce s-a schimbat. Am înțeles, e în regulă. Bun, domnule senator Fenechiu, să știți că nu mi-am propus. Că domnul Ciucă a spus ferm că alegerile sunt în septembrie. A spus-o 2 iunie la
postul de televiziune Digi24, sincer. Adică acum să venim a cu a fost și la Euronews România, domnul Nicolae Ciucă, chiar în fața mea și altceva, nu părea să se fi schimbat asta, ceva. Nu avem noi socoteli, dar știți ce se întâmplă asta, domnul Cojucari? Și de asta îmi pare rău și nu vreau să intru în polemică cu colegul Fenechiu. Dom'le, ăsta e un semn de neseriozitate. Și știți de ce îmi pare foarte rău? Pentru că tocmai coaliția dăduse un semn de normalitate politică atunci când s-au schimbat premierii. Când puțină lume credea. Păi domne, cuvântul dat și angajat public, transformat într-o lege. Păi domne, ne-am strofocat să scoatem într-un timp rapid o lege. Domnule senator Zanfir, facem alege mai repede și acum spunem, hai domne că ne mai gândim. Bun. Nu e în regulă. Domnule Fenechiu, dacă vreți să spuneți ceva. Domnul Ciucă e general. Domnule, e general de armată. Da, domnule, general. Unde-i domnule onoarea asta? Păi, unde-i onoarea? Domnule Fenechiu, vă rog, dacă vreți să spuneți ceva. Dacă tema discuției și retorica PSD că PNL e un partid neserios, ok, eu mă opresc aici, nu o să-l contrazic. Dacă domnul Zanfir crede că ăsta este mesajul care trebuie să-l dea, e în regulă să trâmbițeze peste... Păi nu, eu asta constat, domnul Fenechiu, asta constat, domne. Nu constat că nu vă țineți de un cuvânt. Constatăm ceva când oamenii discută. Oamenii discută niște lucruri, nu sunt luate niște decizii. Păi domnule, eu l-am văzut azi pe domnul Rareș Bogdan ce a spus în spațiu public, iertați-mă. Ei discută, dar și comunică între timp. Domnul Rareș Bogdan a ieșit în spațiu public și a spus niște lucruri. Și anume că vrea ca alegerile să fie în noiembrie, asta am auzit cu toții. Vrea să fie în noiembrie, asta este vorba, despre asta e vorba, deci a comunicat. Domnule senator Fenechiu, asta este propunerea PNL în acest moment, alegerile să fie în noiembrie? PNL a intrat în discuție cu mai multe variante de date și cu o analiză pe implicație. Nu pot eu în momentul de față să selectez între cele 3-4 propuneri care s-au discutat și care încă nu au fost finalizate datorită faptului că nu sunt nici președintele Partidului Național Liberal, nu sunt nici decidentul unul din partid. Însă am încredere și în maturitatea domnului Ciucă și în înțelepciunea domnului Ciolacu că vor lua cele mai bune decizii astfel încât coaliția să subziste și stabilitatea în România să meargă mai departe. Așa cum ați văzut, eu nu atac PSD-ul, nu spun că ei sunt ultra serioși, super serioși. Domnule senator Fenechiu, dumneavoastră nu atacați, e adevărat, dar să știți că există voci din PNL care o fac deja și care cer ca PNL să iasă de la guvernare și eu să treacă în opoziție. Eu nu vreau să ieșim de la guvernare, n-am cerut acest lucru, cred că nu am făcut guvernul. Așa este. Domnule Zanfir, de la guvernare, cred că domnule senator Zanfir, familie pot exista discuții și cred că lucrurile astea sunt discutate de Ciucă și Ciolacu. Aș vrea să-l mai întreb pe domnul Zanfir. Domnule senator, dumneavoastră vorbeați de neseriozitate. Eu înțeleg că este o supărare în PSD, este o adevărată supărare la adresa PNL. Până unde poate să meargă? Pentru că în acest moment se vorbește despre remaniere guvernamentală. Eu doar pot să vă spun că este cel puțin din punctul meu de vedere o mare dezamăgire. Pentru că, repet, tocmai dădusem acel semnal de normalitate în politică, de înțelegere respectată. Ori acum, v-am spus, l-am văzut pe domnul Ciucă spunând pe 2 iunie că rămân alegerile bătute în cuie în septembrie. Dom'le, e aberant să vii acum, e jenant să vii acum să spui, stai domne, că m-am gândit. Asta am înțeles, domnule senator. De acum încolo, păi nu. Ce se întâmplă în continuare? Dacă de acum încolo o înțelegere făcută va fi și respectată. Dacă noi ne o călcăm acum, pentru că ne-am dat seama că avem alte interese la alegerile prezidențiale, că de fapt nu avem timp. Domne, stai puțin. Așa. Domne, a fost ceva încălcat. Faptul că există o discuție, ca lucrurile să iasă foarte bine. Eu nu știu de ce o luați într-o direcție care e o direcție care chiar nu cred că este avantajoasă pentru România. Domne, eu cred că în momentul ăsta, când discutăm de o săptămână să schimbăm data alegerilor, de o săptămână discutăm numai asta, că vreți să schimbăm data alegerilor, după ce președintele dumneavoastră de partid spunea că e bătut în cuie, că așa ne-am înțeles. Domnule Zanfir, aceste argumente le-am tot auzit. Am auzit ce spune și domnul Fenechiu. Eu am acum o întrebare și o nelămurire. Bun, suntem într-un soi de blocaj. Ce urmează? Pentru că dacă nu se semnează ordonanța de urgență, asta înseamnă că alegerile vor fi în noiembrie, așa cum își dorește PNL. Ori PSD acceptă acest lucru, ori face remaniere. Așa.
Dar cum e? Nu, domnul Cojocari. Vă rog. Lucrurile stau așa. Guvernul trebuie să emită o hotărâre de guvern cu privire la data alegerilor. Nu înseamnă că rămâne așa, că nu e nimic așa păi stabilit. Nu poate. Guvernul stabilește prin HG data alegerilor. Nu poate, da? Dacă miniștrii care sunt de la PNL nu vor semna această hotărâre. Păi și ce facem? Nu mai facem alegeri în România? Că tot zice lumea, domne, analiștii de dreapta. Domne, românii votează toți de dreapta. Nu, hai să facem alegeri, că știm cum votează românii. Domnule Zanfir, întrebarea mea e în felul următor. Dacă PNL se opune și PNL ar putea în acest moment să se opună și legal, astfel încât să facă, într-un final, ca alegerile să se producă, dar în noiembrie, pentru care miniștrii care trebuie să semneze. Deci, încă o dată, primul ministru al României trebuie să fie de acord că până la urmă avizul Ministerului de Interne este, sau Ministerul de Interne pregătește hotărârea, este nevoie să fie avizată, dar, repet, orice hotărâre trebuie să aibă semnătura primului ministru. Deci dacă primul ministru al României, dar nu cred că se va ajunge acolo, eu nu cred că suntem acum, adică eu cred că ar fi extrem de complicat și de dificil pentru orice partid, fie că e PNL, fie că e PSD, să ajungă în această trebuie să explice electoratului de ce am ajuns în această situație doar pentru că, mă rog, probabil unii cred că nu pot intra în turul 2 și pentru asta să dăm peste cap, să aruncăm în aer o coaliție care, așa cum a demonstrat până acum, a asigurat o bună guvernare și mai ales o stabilitate, ceea ce s-a și văzut în rezultatul alegerilor locale, când majoritatea covârșitoare românilor au votat pentru cele două partide. Ori pentru o chestiune de genul ăsta, de orgoliu, de calcul politic al unora, să se ajungă la o situație care mie mi se pare că ar duce România într-o situație complicată. Domnule Fenechiu, pentru că domnul senator Zanfir vorbea despre un calcul politic și anume că domnul Nicolae Ciucă n-ar putea să ajungă în turul 2 dacă se fac alegerile mai repede. Ce răspundeți la aceasta? Păi, domnule, dacă a stabilit domnul Zanfir, eu zic să proclamăm pe domnul Ciolacu cu președinte fără să mai facem alegeri. Dăm o hotărâre de guvern, o inițiază predoiul, a stabilit domnul Zanfir, a stabilit PSD-ul că domnul Ciucă nu poate intra în turul 2, adică partidul care are vot politic 30%, al doilea partid al României, nu poate să-și, cu 1200 de primari, nu poate să-și impună candidatul în turul 2. Ce discutăm în momentul ăsta? Asta este tema discuției. Eu cred că discuția între niște oameni serioși vizează alte aspecte. Vizează bunoară faptul că nu cred că se va genera o criză, pentru că avem de-a face cu oameni raționali și că PNL a declarat că nu vrea să iasă la guvernare, că nu vrea să blocheze activitatea guvernamentală, ci vrea să se facă o analiză în interiorul coaliției și se discută niște ipoteze. În cadrul ipotezelor discutate se discută inclusiv ipoteza, domne, oameni buni, dacă ne-am așezat la masă și am stabilit un calendar și constatăm la un moment dat că n-am avut în vedere mulțumesc, ceva, da, că există am înțeles. O greșeală sau că poate fi mai bine. Nu e normal să analizăm, să vedem băia de la PNL au dreptate, am înțeles poate ce spuneți. Au, poate n-au. Așteptăm deci, rezultatele acestor negocieri. Mulțumesc normal, foarte mult, domnilor senatori, pentru cu argumente serioase. Așteptăm și argumentele, așteptăm și prezența și anunțarea într-un final a datei. Au fost alături de noi domnul Daniel Zanfir și Daniel Fenechiu, senatori în Parlamentul României. Am discutat despre alegerile prezidențiale. Punem punct emisiunii în această seară. Rămâneți alături de Euronews România. La fix, jurnalul va fi prezentat de colegul meu, Gabriel Bălașu.